Am adăugat un pic de săpun și acum hârtie igienică. Sper că s-a primit slime-ul nostru. Pe scurt, am decis să fac un slime. Era duminică, eu mă jucam în Fortnite, iar dacă mă gândesc mai bine, practic în fiecare zi joc și nu-mi fac griji. Luni sau miercuri nu-mi pasă. Așa e viața unui gamer. Deci, la un moment mi s-a stins calculatorul. Am încercat de câteva ori să-l aprind, nu s-a aprins. Oh, nu, sper că nu este din motivul că joc practic 24 de ore în fiecare zi. Și poate într-adevăr PC-ul meu a murit? Nu, prietene, doar nu tu. A intrat tata. Hei, fiule, ce faci? Stai la PC ca de obicei, da? Mergi la contorul electric și uite de ce s-a stins lumina. Cred că e de la el. Mergi repede. Micuțul meu, ești viu. Pur și simplu s-a stins lumina. Stai un pic fără mine, eu repede la contor și mă reîntorc. Am mers să verific contorul electric. Interesant. Ce trebuie să fac? Poate trebuie aici? M-am trezit, lumina s-a aprins, nice, m-am ridicat, am mers repede la mine în cameră, am aprins PC-ul, dar s-a întâmplat cel mai rău lucru din viața unui om. PC-ul a rămas fără internet, groaznic. Am dat restart la PC, nu m-a ajutat. Dar eu la mama sunt cel mai bun hacker. Am scos cablul de modem și l-am conectat din nou. Nu m-a ajutat nici asta. Va trebui să trăiesc fără internet pe calculator. Dar eu am internet pe telefon. M-am lăsat în pat, m-am uitat ce e acum în tendințe. Slime. Ce e asta slime? Am privit un video, două, trei. Mi-a venit o idee, să fac slime. Oricum n-am ce face. Am găsit cel mai ușoare rețete de a face slime-uri. Și am început să adun toate lucrurile care sunt în rețetă. Hârtie igienică? Da, e ciudat rețeta acestui slime. Ei, bine, am luat o farfurie și am început să amestec toate ingredientele. Și ce credeți? La mine nimic nu s-a primit. Am găsit o altă rețetă și iarăși nimic nu s-a primit. A treia rețetă, nu știu, poate trebuie să aștept un pic. Am mers la PC, a apărut ce internet. Am intrat pe YouTube, prieteni, dar voi ați văzut pe canalul meu noul video cu tipuri de jucători de Fortnite. Un videoclip super șmecher despre jucători. Cred că e amuzant și cei care nu l-au văzut o să-l las linkul în descriere și în comentarii. Și nu uitați să scriți în comentarii ce tip de jucători sunteți voi. Dacă ceva, eu sunt cel care dă mereu rage. După ce am jucat un meci în Fortnite, am decis să verific ce s-a primit cu slime-ul meu. Când am mers la bucătărie, acolo era tati. O, fiule, asta tu ai gătit? Ia gustos, tu gătești, da. Ceva neobișnuit, știi? Gustos, gustos. Da, ai adăugat prea multă mintă, știi, frigii. Ah, dai gustos, gustos. De azi tu gătești în casă. Foarte gustos. Ok, sper că tati niciodată n-o să afle ce am mâncat. Dar eu nu voi renunța la ideea să fac un slime. Așa că nu uitați de un like la acest video dacă ai încercat vreodată să faci și tu un slime acasă.